comunică următoarele. Proiectul de lege a fost elaborat de către Agenția Turismului în contextul prevederilor strategiei de dezvoltare a turismului Turism 2020, în scopul facilitării desfășurării activității turistice, sporirii nivelului de protecție a consumatorilor de servicii turistice și îmbunătățirea mecanismului de evidență în domeniul turismului. Pentru evaluarea potențialului turistic și deci pentru evaluarea unităților administrative teritoriale a efectuării zonării turistice a țării se propune atribuirea statutului de localitate turistică sau stațiune turistică a celor sate sau orașe care dispun de patrimoniu turistic sau infrastructură turistică. În contextul îmbunătățirii mecanismului de evidență se propune crearea registrului turismului, care ar conține informații despre resursele turistice, agenții economici și industria turismului, infrastructura specifică și multe altele. De asemenea, se propune crearea contului satelit de turism, ce ar presupune o bază metodologică de stocare a datelor statistice aferente turismului în Republica Moldova. Totodată, prin proiectul de lege se propune înființarea structurilor de promovare turistică care vor avea ca scop informarea publicului și prestarea serviciilor în vederea promovării imaginei turistice a țării sau a localității. În același timp, proiectul prevede reglementarea dezvoltării turismului social și completări ce țin de criteriile privind elaborarea rutelor turistice, crearea sau determinarea zonelor turistice și activitatea ghizelor de turism. Menționăm că pe marginea proiectului de lege au pervenit avizele comisiilor permanente și a Direcției Generale Juridice a Secretariatului